Conducerea clubului VCML PSE Piatra Neamț a decis să excludă din lot pe internaționalii moldoveni Pavel Mocanu și Mihai Voleanski, care stricau activitatea din cadrul echipei și care au avut un randament foarte slab în acest sezon. Decizia a fost luată săptămâna trecută înaintea jocului cu Steaua. Nu își făceau treaba în cadrul lotului, care au încălcat regulamentul de ori din interior de nenumărate ori, și am luat această decizie pentru a face un pic de curățenie în final de campionat. Se pare că decizia mea n-a fost rea, că echipa a primit un cât de cât șoc și văd la ora actuală, în cadrul lotului, o mobilizare extraordinară pentru acest final de campionat. Pavel Mocanu a venit în urmă cu 2 ani la Piatra Neamț de la Chișinău, iar Mihai Voleanski în vara trecută de la CSM București. Ambii jucători sunt componenți ai Naționale Moldovei, dar au dezamăgit în actuala stagiune la Volei Club. Pavel Mocanu nu-și dădea randament. Un jucător de 2,06 m, care nu este în stare să blocheze, să pună o minge în atac, de dădea atacuri numai cu bandă și așa, m-a făcut să renunț la el. Din coace, Voleanski era un sportiv total mai indisciplinat, cu anumite calități ca sportiv, dar am luat această măsură pentru că nu se mai putea continua și era și o stare a antrenorilor de nesiguranță, totdeauna erau certuri, adică nu exista liniștea de care avea nevoie să lucreze și conducerea tehnică a echipei. Sâmbătă, în ultima rundă din sezonul regulat, formația din Piatra Neamț va evolua în deplasare cu Municipal Craiova.